Un bărbat a fost sancționat de polițiștii locali pentru că a incendiat o canapea, umplând de fum zona mătăsarilor. Polițiștii locali au identificat un bărbat în vârstă de 38 de ani care a dat foc unei canapele, riscând ca flăcările să se extindă și la alte imobile din jur. Persoana care a dat foc canapelei a fost sancționată cu o amendă de 30.000 de lei. Nu este prima dată când sunt întâlnite astfel de situații. Recent, o altă persoană fiind sancționată pentru aceeași faptă. Poliția locală atrage atenția asupra faptului că pe lângă disconfortul produs de fumul degajat și amenziile mari, există și un real pericol ca focul să se extindă foarte rapid către case de locuit, mai ales că vegetația uscată din jur și temperaturile de afară pot facilita răspândirea focului.